După cercetarea la fața locului, comisia formată din specialiști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai Poliției a stabilit drept cauză de producerea incendiului efectul termic al curentului electric generat de motorul electric al instalației de climatizare din hala de producție. Reamintind că în noaptea de miercuri spre joi, lucrătorii din schimbul 3 ai fabricii de mezeluri s-au trezit cu hala în care munceau plină de fum. Flăcările au cuprins clădirea, iar angajații care se aflau în secția respectivă s-au salvat fugind. Flăcările au mistuit hala de producție pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, 4.000 de tone de materie primă, instalații și utilaje, dar și acte. De asemenea, și hala abatorului a ars pe aproximativ 1.400 de metri pătrați și aici fiind distruse utilajele și instalațiile, dar și 50 de tone de materie primă. În urma intervenției pompierilor s-a reușit salvarea halei de livrare a mărfii și grajdurile cu animale. Intervenția a fost una foarte dificilă din cauza suprafeței mari pe care se manifesta incendiul, din cauza degajărilor mari de fum și căldură și a greutăților întâmpinate în alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție de la fața locului. Gradul mic de rezistență la foc al construcției a făcut ca totul să ardă rapid. Mai mult decât atât, pe timpul misiunii, pentru a înlătura pericolul unei explozii din interiorul fabricii, au fost scoase 40 de butelii cu butan și 12 butelii cu azot. 8 din cele 35 de persoane care își desfășurau activitatea în interiorul construcției au suferit atacuri de panică și au fost asistate de cele 3 echipaje SMURD sosite la fața locului.